numesc Natalia și am învins cancerul. Era sărbătoarea ziua îndrăgostiților, iar eu am venit acasă cu diagnoză pe foaie, cancer. A fost greu. Cel mai dificil pentru mine a fost probabil să anunț persoanele dragi, familia, în special copiii. Pentru că bănuiau că lacrimile lor mă vor face slabă, iar eu aveam nevoie de forță. Prima persoană care a aflat a fost soțul meu. El m-a încurajat. Doamna doctor cu care am început tratamentul a fost doamna Nadejda Coropceanu. Îi mulțumesc pentru faptul că atunci când am pășit pragul acestei instituții, ea a fost persoana care mi-a insuflat încredere. Atât de profesional mi s-a explicat tot și atât de aproape de suflet mi-a fost doamna doctor. Atunci când am primit protocolul de tratament și i-am spus, zic, citind literatură, uitându-mi pe internet, foarte puține persoane când rezistă un astfel de tratament. Iar dumneavoastră așa au zis că sunteți la prima ședință. Iar am o pacientă cu mult mai în vârstă, peste perete, care e deja la ultima și ea a putut și dumneavoastră veți putea. Eu când am plecat de aici, am ajuns acasă și am spus soțului, eu să pot. Deci am făcut un curs de 16 chimioterapii. Ulterior am continuat cu încă 14 ședințe de preparat target. Când am intrat în baie și până a pornit jetul de apă, am simțit cum pe spate ceva cade jos. Inițial mă gândeam că, nu știu, poate e un păianjen, nu știu. Nu mi-am imaginat că când am să mă uit în jos, am să văd eventual părul meu. Aici a intervenit soțul și atunci când am văzut că gata, deja nu mai e cale de întoarcere, am luat mașina de tuns și am procedat exact așa cum e el. Și m-am făcut cheală. Și asta probabil i-a și amuzat pe copiii mei, pentru că ei intrând în bucătărie, inițial se uitau și nu înțelegeau cine e de la spate, mama sau tata. Ulterior a mai fost un caz când îmi pusesem o batistă pe cap și eram și cu peruca și a bătut un vânt așa un pic mai puternic, a zburat și batista și peruca de pe cap. Și atunci oamenii care erau în stație au rămas pur și simplu fără cuvinte. Deci ei n-au înțeles atât de tare bate vântul, adică a fost așa un pic. După un șir de ședințe chimio, a început să-mi crească părul. Cea mai mare atenție am avut asupra ochilor, când au început să-mi crească genile. În fiecare dimineață mă apropiam la oglindă și mă uitam, uite, a răsărit încă una. Credința de a mă face bine niciodată n-am pierdut-o. Atunci când am primit rezultatul PET-CT-ului, eram în hol aici la MedPark cu soțul. Nu știu, probabil a auzit toată instituția pe de tare. M-am bucurat când domnul doctor a zis că e curat, e bine, e bine. Am ieșit afară, nu vine să cred. Am început să inspir aerul. Ce a fost ceva... ceva ce m-a marcat. Și de atunci am zis că gata, începem o nouă viață. Cei care trec prin diagnoză, prin tratament, nu uitați să trăiți, chiar și în timpul tratamentului. Viața continuă.